Și-au luat destinul în mâini. O familie din Hunedoara se luptă cu boala fetiței lor, care a suferit un atac cerebral la naștere. La numai 6 ani, fetița are deja un record trist care numără peste 200 de internări. Pentru a avea o viață normală, micuța necesită recuperare și tratament, care momentan se fac doar în centrele universitare și în clinici de specialitate. Părinții au pus bazele unei asociații și vor să construiască cu forțe proprii un centru de recuperare care să-i folosească atât fetiței lor, cât și altor copii care trec prin experiențe similare. Eu deja îl văd. Centrul va fi de la jumatea terenului până aproximativ pe capăt. Va fi ceva deosebit, vreau să fie ceva deosebit. Este o panoramă foarte frumoasă aici, în zona asta. Primul pas a fost achiziționarea unui teren de 1000 de metri pătrați. O râpă, dar pe acesta și l-au permis să-l cumpere. 3 luni de muncă asiduă și peste 100 de camioane de pământ l-au adus la stadiul actual. Deci cam asta e înălțimea. Nu știu, aproximativ 7-8 metri pe partea de spate. Au depozitat anumiți oameni de noi pe aici, dar nu asta e important. Curățenie putem face, cum o sfințește locul. Viitorul centru de recuperare are ca model un altul ridicat la Alba Iulia de alți părinți aflați în situația lor. Au fost și acolo la recuperare. De altfel, din 2008, viața familiei este împărțită frățește între casă și clinici sau centre de recuperare. Fiecare mișcare în plus pe care Ana Maria o face, fiecare sunet pe care îl articulează, reprezintă încă o victorie a lor în lupta cu boala. Bravo, Ana Maria! Multe familii cedează în astfel de cazuri sau se destramă. Pentru soții Gânțăgan, boala Ana Mariei a unit familia. Fica mai mare are 12 ani și este o elevă silitoare. Ba chiar a obținut medalii la competiții de karate. Părinții se străduiesc să acorde atenția lor micuței Ana Maria, dar nu în detrimentul Denisei, fica lor mai mare. Toate drumurile acestea pun la grea încercare sufletul de mamă. Eu ce mănânc? Păi mănânc, aia nu-mi place. Vreau niște cartofi prăjiți. Cine să-i facă cartofi prăjiți? E crunt. De aia îmi doresc să fiu și să pot să fiu alături și de ea, că și aia e mama ei, la urma urmei. Nu-i numai Ana Maria, trebuie să mă împart în două. Ideea ridicării unui centru de recuperare acasă, la Hunedoara, pare să fie răspunsul la problemele lor. Nu vă puteți imagina ce înseamnă să pleci de acasă, să-ți lași familia și să te duci lună de lună, câte 2 săptămâni, stai acasă 2 săptămâni, din care trebuie să mergi și să-i faci controlele neurologice obligatorii, să știi că este ok din toate privințele, în sensul că ea este și cu talasemie minoră, care analizele de sânge se fac la 3 luni. Și ne dorim un centru să putem face acasă și vrem să facem zilnic. Deci un centru unde copiii să poată să beneficieze de terapie zilnică. Tratamente și ședințe de recuperare le-au purtat pașii de la Constanța la Cluj sau Târgu Mureș, din Ucraina până în Germania. Mama Dana a reușit totuși să urmeze și să absolve cu succes școala de asistente în specializarea balneofiziokinetoterapeut. Totul pentru a fi mai mult de folos Ana Mariei. Niciun efort nu e prea mare pentru cei doi părinți și merită făcut. Mă iubești? Cum mă iubești tu? Iubește-mă, cum mă strângi tu în brațe? Strângem în brațe, tare. Așa, bravo! Centrul de recuperare de la Hunedoara îi va purta numele. Deocamdată, Ana Maria a făcut câțiva pași spre locul unde va fi ridicat. Hai la mine, la tati. Hai, bravo, 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 super!